Melanoma oculară este o tumoră care este foarte gravă. În mod normal, la nivelul ochiului, nu trebuie să avem formațiuni tumorale. Melanomul la nivelul ochiului, poate să apară ca tumoră primitivă, adică cu dezvoltare la nivelul oricărei structuri de la nivelul ochiului, sau poate să apară ca și metastază, deci secundar, dintr-o altă zonă a corpului. Indiferent de natura lui, este foarte grav și trebuie tratat ca atare. Soluții de tratament în prezent se fac și cu radioterapie în funcție de mărimea și localizarea melanomului, chirurgical conservator, de asemenea în funcție de mărimea și localizarea melanomului tumorii, dar cel mai frecvent și cel mai sigur este chirurgical radical, adică cu extragerea globului ocular în întregimea lui, pentru că dacă nu se poate asigura marja de siguranță în jurul leziunii, astfel încât să nu se intre chirurgical, să atingă chirurgical leziunea, poate să metastazeze foarte repede și foarte ușor. Și ăsta e și motivul pentru care ochiul fiind o zonă destul de mică, uneori este greu de asigura această zonă de siguranță când se face excizia și pentru siguranța pacientului siguranța vitală, despre asta vorbim, da, pentru că prognosticul este foarte rău într-un melanom care metastazează. Pentru siguranța vitală este bine să se scoată ochiul întregime.